Bună ziua! Astăzi vă prezint moneda de 10 eurocenți, prima hartă, emitentă Italia pe perioada Republicii. Monede de circulație standard între anii 2002-2007, compoziție aur nordic, greutate 4,1 grame, diametru 19,75 de milimetri, grosimea 1,93 de milimetri, formă rotundă, orientarea liniere medalie, sus, sus. Pe avers avem un detaliu al nașterii lui Venus, un tablou pictat de Sandro Botticelli în jurul anului 1485. Este înconjurat de cele 12 stele ale Europei. În stânga avem data și monograma Republicii Italiene. Semnul mărcii este în dreapta între păr și gât, R, Roma, Italia. Inițialele autorului sunt sub Venus în stânga, CM, gravor Claudia Momoni. Pe verso, în stânga, lângă valoarea nominală, este o hartă a Europei cu cele 12 stele verticale care simbolizează adunarea națiunilor Uniunii Europene. Harta nu este geografică, deoarece există spațiu între granițele fiecărei națiuni ale Europei. În dreapta avem LL, inițialele gravurului Luc lui X. Marginea este zimțată. Această monedă este din anul 2002, este varianta C, are o valoare nominală de 0,32 de dolari, se găsește la vânzare cu prețuri cuprinse între 100 de dolari și 500 de dolari. Vă mulțumesc pentru vizionare. O zi bună!